pași strategici pe piața muncii locale, naționale și transnaționale, cofinanțat prin programul sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, domeniul major de intervenție, tranziția de la școală la viața activă, se află în luna 10-a de implementare. Astăzi vom discuta despre activitatea 7 din cadrul proiectului, activitate care prevede organizarea și funcționarea unor firme de exercițiu pentru elevii de la ce studiază în domeniile agricultură, turism și protecția mediului. Aceste firme de exercițiu sunt niște firme virtuale care încearcă să simuleze modalitatea de organizare și funcționare a unei societăți comerciale. Această formă de organizare a lecțiilor este oportună pentru acești elevi, deoarece nu au inclus în programa școlară aceste firme de exercițiu, spre deosebire de elevii care studiază în domeniul servicii. În cazul acestei activități, se desfășoară două subactivități, respectiv o primă activitate în care profesorii coordonatori au realizat materialele suport pentru desfășurarea acestor activități, iar cea de-a doua activitate prevede organizarea și funcționarea unor firme de exercițiu. Aceste firme de exercițiu au început să funcționeze în urmă cu câteva luni și sunt formate din elevi de la mai multe specializări și de mai multe niveluri de învățământ, respectiv mai multe clase. Aceste firme de exercițiu sunt coordonate de doi experți, respectiv doamna profesor Ramona Bătinaș și doamna profesor Maier Adina. În continuare, voi încerca să surprindem câteva aspecte legate de activitățile desfășurate în cadrul acestor firme de exercițiu, precum și să surprindem părerile elevilor și a profesorilor implicați în aceste firme de exercițiu. De bunuri, da? Deci chiar dacă are de locuință, dacă nu își asigură și bunurile din ea, nu are nicio valoare. Și asigurarea de locuință se face separat, doar pentru locuință ca și clădire, și există o altă clauză care este pentru bunuri, da? Totul din ea, deci dar și ea, are nevoie de ajutor pentru a plăti cheltuielile de momentare. De ce tip de asigurare are nevoie? Asigurarea de răspundere și bine. Corect? Greșit. Greșit, da? Și de care ați avut nevoie? De care i-ați avut. De care i-ați avut. Cealaltă și vă. Nu, cu fața în sus, depuneți pe un colț aici. Și mai iar eu împreună cu colegul meu, Popa Florin, o să vă prezint firma de exercițiu Agroferma Potaisa SRL. Denumirea firmei am stabilit-o împreună cu ceilalți colegi care au propus mai multe denumiri și în urma unor discuții am stabilit denumirea acesteia. Obiectul de activitate al firmei este de creștere animalelor, cum ar fi vaci, porci, găini. Noi mai prelucrăm și produsele agricole, cum ar fi cele vegetale și animale. Comercializarea produselor agricole, atât prelucrate și neprelucrate. Cu funcția de manager marketing în cadrul firmei Agroferma Potaisa SRL. Până în prezent am învățat modalitatea de înființare a unei societăți comerciale, pornind de la o idee de afacere până la implementarea acesteia. De asemenea, am învățat cum funcționează o societate comercială, modul de organizare, precum și distribuirea sarcinilor și responsabilităților în cadrul acesteia. În calitate de manager marketing, folosim pachetul Office, Word, PowerPoint, Publisher, am elaborat scrisori comerciale, cum ar fi comenzi, cereri de ofertă, oferte și instrumente publicitare, cum ar fi fluturaș, broșuri, cataloage. Împreună cu profesorul coordonator și managerul firmei, a participat la simularea unor interviuri de angajare. În cadrul acestor interviuri, elevii implicați în proiect și-au întocmit un CV, o scrisoare de intenție și au participat la interviuri. Pentru mine, experiența în cadrul acestei firme de exercițiu prezintă un lucru pozitiv, deoarece mi-a dat posibilitatea de a observa ce se întâmplă într-o firmă. La firma de exercițiu, elevii învață să simuleze activitățile dintr-o firmă reală, lucrează cu materiale care se folosesc într-o firmă reală, dar folosesc bani virtuali și produse virtuale.
Totul este amenajat pe cât posibil sub formă de departamente la noi în acest laborator. Copiii au acces la internet, la calculatoare, au materiale consumabile puse la dispoziție, sunt împărțiți pe compartimente, ca într-o firmă reală, compartiment de marketing, compartiment de achiziții, compartimentul de producție, care este foarte important, compartimentul financiar-contabil, de resurse umane, se organizează foarte bine între ei, colaborează unii cu ceilalți, astfel încât activitatea firmei se poate fi pusă pe roate. Și alegându-și obiectul de activitate, activități mixte în ferme agricole, elevii, practic, își propun să cultive plante, să crească animale și să vândă produse care provin de la acestea, atât în formă brută, cât și prelucrate în, așa zisul, atelier de producție. Sunt împărțiți în două grupe, o grupă se ocupă de partea de management mai mult, iar cealaltă grupă este partea, se ocupă de partea de producție. În cadrul firmei de exercițiu Agroferma Potaisa SRL, eu împreună cu elevii din grupă discutăm despre cultivarea pământului și obținerea cerealelor care le folosim hrană pentru animalele pe care noi le creștem, tot în cadrul acestei ferme, și prelucrarea materiilor prime pe care le obținem de la animale. Elevii sunt foarte interesați de orele desfășurate în cadrul firmei de exercițiu, deoarece învață cum să-și înființeze o firmă și cum să-și întocmească documentele specifice și să desfășoare o activitate eficientă. Mai mult de atât, avem o serie de elevi ai căror părinți se ocupă de creșterea animalelor, iar aceștia vin cu exemple concrete, pe marginea cărora noi putem discuta foarte multe și avem exemple concrete. Pe lângă obținerea hranei pentru animale, discutăm în cadrul acestui departament de prelucrare despre materiile prime de origine vegetală și animală pe care noi le prelucrăm și obținem în final o serie de produse finite de origine vegetală și animală. Și de aici elevii noștri învață foarte multe, respectiv în ce constă fluxul tehnologic de obținere a diferitelor produse, etapele prin care trebuie să treacă materiile prime pentru a ajunge în final produs finit și pe care apoi să ajungă pe masa consumatorilor. Încă un alt lucru important pe care ei îl preferă și lucrează cu drag este realizarea de etichete pentru aceste produse finite și mai mult de atât încearcă să le promoveze pentru a le putea comercializa. Deci acest proiect este foarte benefic unității noastre școlare. Eu vorbesc acum din punct de vedere ca director și ca manager de proiect. Ne ajută foarte mult proiectul pentru amenajarea laboratoarelor, plus cantina școlii, dar nu numai pentru instituție și pentru cadre didactice este benefic acest proiect, ci și pentru elevi, deoarece 20 de elevi au șansa să-și facă practica, 40 de elevi, deci în două grupuri, 20-20 de elevi, au șansa să meargă în practică în Spania, plus, la sfârșitul stadiilor de practică din țară, 200 de elevi o să primească subvenție de 400 de lei, care contează foarte mult pentru ei, deoarece și se implică în acest proiect, dar și sunt răsplătiți cu acești bani. Din punct de vedere social, elevii noștri au o situație socială precară și contează foarte mult pentru ei și pentru asta se dăruiesc cu tot sufletul, se implică în acest proiect. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.